Găsit la o nouă ediție a emisiunii Romii pentru România. Din sumarul acestei ediții, în contextul celor trei rânduri de alegeri care vor urma, nu lipsește un reportaj despre încurajarea simțului civic. Așadar, vă invităm să urmăriți un prim reportaj despre importanța votului. Ediția continuă cu un interviu sincer între actrița Zita Moldovan și etnologul și activistul pentru drepturile romilor, Delia Grigore, pe tema culturii rome contemporane. În final, vă invităm să fiți părtași la prima ediție a Festivalului de Toamnă al Romilor. Evenimentul a fost organizat de Centrul Național de Cultură al Romilor, Romanocher, cu sprijinul Guvernului României și al celor mai importante organizații ale romilor. Rămâneți cu noi! Romii pentru România începe chiar acum! Pe 1 decembrie, cetățenii români din România sunt chemați la urne să-și aleagă reprezentanții pentru Parlamentul României, respectiv pentru Senat și Camera Deputaților. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. În ultimii ani, discuțiile privind rolul și importanța votului electoral au fost împinse în derizoriu, mai ales în urma unor acte de corupție și manipulare. Astfel, alegerile parlamentare au ieșit din sfera de interes a populației. Iată de ce este însă importantă exprimarea votului, mai ales din perspectiva cetățenilor români de etnie romă. În ultimii 34 de ani, problemele romilor nu au fost soluționate, deși au fost semnalate de presă și ONG-uri atât la nivel național cât și european. Situația romilor din România post-decembristă a fost influențată de parcurgerea a numeroase etape de tranziție, de reorganizare instituțională, de crize politice și economice. Au fost inițiate numeroase strategii și proiecte care ori au fost deficitar aplicate, ori nu au fost finanțate, iar astfel au rămas doar la stadiul de promisiuni. Cert este că la momentul unui bilanț onest, integrarea romilor s-a făcut doar pe hârtie și nu a depășit marginile documentelor oficiale. Partidele politice au luat mereu act de nevoile romilor, dar niciodată acestea nu au reprezentat o prioritate. Reacții, respectiv acțiuni concrete, au existat doar atunci când persoane din rândul comunității au intervenit în cadrul instituțiilor statului român și au solicitat măsuri. Minoritățile naționale recunoscute din România, printre care se numără și minoritatea romă, au dreptul de a fi reprezentate la nivelul Parlamentului în cadrul grupului pentru minorități naționale din Camera Deputaților. Conform legislației electorale, o formațiune politică trebuie să obțină un procent de peste 5% din voturile liber exprimate sau să obțină peste 20% în cel puțin 4 județe pentru a avea reprezentanți în Parlament. În cazul organizațiilor minorităților naționale, pragul electoral pentru a obține un loc în Parlament este de 5% din numărul mediu de voturi necesar alegerii unui deputat. Deși datele oficiale obținute la ultimul recensământ arată că în țara noastră sunt 569 de 1.477 de etnici romi, studiile sociale apreciază că numărul real al acestora se situează între 1,5 și 2 milioane de persoane, adică de 3 ori mai mare. Sunt cunoscute motivele frecvente pentru care mulți cetățeni romi nu își asumă în mod oficial etnia, adesea fiind invocată teama de stigmatizare, de a fi discriminați și marginalizați. Numai că numărul mai mic de cetățeni înregistrați în statisticile oficiale afectează în mod direct și reprezentarea romilor în luarea și aplicarea deciziilor privind minoritatea romă. Pentru comunitățile de romi, campaniile electorale au adus de fiecare dată nenumărate promisiuni. Sărăcia, condițiile precare de viață, accesul la educație, sănătate și locuri de muncă, atât de necesare romilor, au rămas doar la stadiul de obiective pe o listă cu termen de rezolvare neprecizat. În fața acestor realități, cei mai mulți dintre romi continuă să rămână pasivi.
În plus, foarte mulți romi nu își cunosc drepturile reglementate prin Constituție, inclusiv cel de a alege, și pierd ocazia de a-și exprima votul, dar implicit și oportunitatea de a se exprima ca o potențială forță pentru a putea schimba ceva în viața comunității. De ce este important votul romilor? Pentru că într-un sistem democratic, alegătorii mandatează politicienii ca prin legi, politici și măsuri să le poată reprezenta și apăra interesele. Cu cât numărul de reprezentanți desemnați prin vot este mai mare, cu atât capacitatea de a implementa măsuri în beneficiul alegătorilor este sporită, având mai multe șanse de reușită. Amintim că, încă din anul 2020, în rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie, referitoare la implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor, Parlamentul European invoca o participare egală a romilor la procesele decizionale, strategiile naționale de includere. Altfel spus, documentul invita Comisia Europeană să înființeze un mecanism care să favorizeze includerea pentru participarea în condiții egale a organizațiilor romilor și a celor pro-romi ale societății civile rome. În acest sens, statelor membre li s-a solicitat să promoveze educația alegătorilor romi și participarea la vot a acestora. Rezoluția vizează astfel includerea romilor în diferite domenii politice și o mai bună gestionare și punere în aplicare a politicilor naționale și europene privind romii. Ce îi mai îndepărtează pe romi de procesul de vot? Lipsa actelor de identitate și a actelor de reședință. Mai mult, în 34 de ani au apărut noi generații de cetățenii români de etnie romă cu alte aspirații și obiective, majoritatea fiind realizabile, deloc surprinzător, în afara granițelor țării. Astfel, un număr semnificativ de cetățenii români de etnie romă se află peste hotare. În plus, în contextul politic actual din România și din Europa, importanța votului și a reprezentării minorităților are acum o semnificație sporită. Din numeroase perspective, obiectivele romilor coincid cu ale celorlalți cetățeni români. Doar că în societatea românească, discriminarea și segregarea favorizează apariția unor diferențe sociale nejustificate și privarea romilor de drepturi legitime. Indiferent de etnie, cetățenii simt nevoia de schimbare. O să mergeți la alegeri? Da, o să merg, o să votez pe cine îmi place mie și care am văzut că e om în toți oamenii ăștia care sunt. O să dau că sunt oameni, că, nu știu, că vorbesc frumos și că încolo nu face ceea ce spune. Considerați că votul dumneavoastră e important? Da. Poate să schimbe ceva? Da. Acum președintele, ați văzut câte case are? Câte, acum o vilă de 90 și ceva de milioane de euro. Și noi să murim de foame, mamă? Nu-i frumos asta. Prețurile care sunt foarte, foarte mari la toate alimentele. Te duci cu 1 milion, nu vii cu nimic de la piață, fata mamă. Te duci și apa, 6 lei, 8 lei, 10 lei, 15 lei, roșiile. Nu merită. Și cu căldura, și cu apa, când e apă caldă, când e apă rece. Să ducem o viață mai bună, să fie mai, nu așa cum să vă spun, că n-am cuvinte, că n-am, sunt așa citită. Să nu mai facă diferențele astea, să tragă pentru ei, pentru familiile lor. Să sunt și noi oameni, muncim, poate cu o muncă foarte josnică și mult mai multă ca să steam acolo în foturile alea și să doarmă. De ce e important votul dumneavoastră? E normal să fie așa, pentru că după aia fiecare invocă că nu-i place ce... Dar așa fiecare trebuie să spună opțiunea și în final o vom vedea. Care apreciați dumneavoastră că sunt principalele probleme care ar trebui rezolvate? Multe sunt. Foarte multe. Ce vă afectează pe dumneavoastră? Pe mine... pensiile. Dar am mai făcut ceva la pensii. Să sperăm că vor mai face ceva. Ce să facem? Iubita mea, dacă n-ar exista speranța, n-am mai exista noi. Așa că sperăm că totul va fi bine și că oamenii se vor trezi la realitate, că lumea e foarte multă, diversificată și fiecare are nevoie de ajutor în felul lui. De ce considerați că e important votul dumneavoastră? Păi pentru o schimbare și să totuși să se schimbe ceva, fiindcă vedeți că poate mai lumea niciodată nu o să fie mulțumită, indiferent cine ar fi, că fiecare dintre noi avem propria părere. Dar sper să fie o schimbare în bine. Da. Cu toate că
pentru noi care avem o vârstă, nu prea mai ne interesează, dar sunt copiii noștri, nepoții, care să aibă și ei o viață mai bună. Sunt multe probleme, dar înțeleg că nu se pot face toate odată. Chiar nu se pot face, fiindcă nu sunt posibilități. Dar până la urmă și noi trebuie să înțelegem că dacă s-ar face câte ceva de fiecare dată, nu ne mai întoarcem înapoi la ceea ce am făcut. Veți merge la vot? Da. De ce considerați că e important votul dumneavoastră? Păi să se schimbe ceva, doamnă, să se schimbe ceva. Nu știu dacă o fi luat în considerare, dar trebuie să mergem. Este o datorie noastră. Păi nu? Care sunt problemele cele mai fierbinți care apreciați că ar trebui rezolvate în societate? Corupția. Justiția care... Așa. După aceea, învățământul, sănătatea, transporturile, curățenia, ce pot să vă spun? Și să fie bine, să fie, să se schimbe ceva, că ne-am cam săturat. Tinerii ar trebui să meargă, ei care sunt viitorul acestei țări, ar trebui să meargă. Noi, generația noastră, tot am mers an de, din 4 în 4 ani, am mers să se schimbe, să... generația din ziua de astăzi cam lasă de dorit. Din păcate, ar trebui să fie deschis, să meargă, să vadă dacă vor să iasă ceva în viață și țara asta să meargă spre bine. Aș vrea să se schimbe ceva și cu rom și cu române, adică împreună să mergem și chiar ar fi bine să meargă lumea la vot. Toți suntem români dacă e să o luăm așa. Nu-i ceva normal? Trăim în România, ne-am născut în România, suntem români. Nu trebuie să facem ură de rasă, că țigan sau rom sau alte nății. Dreptul fiecare are dreptul. Că ești român, ai dreptul la orice. Ce simți nevoia ca să ceri, ai dreptul. Pentru că da, ești român. De multe ori se mai face ură de rasă în România, dar nu e ceva normal. Trebuie să fie în rândul lumii cu toată lumea, să poată să învețe copiii, să aibă o educație foarte frumoasă, pentru că de asta suntem în România, de aia trăim, de aia suntem oameni, să fim tot în regulă. Ca și e normal, un copil de mic trebuie educat. Ce vă nemulțumește cel mai mult? Nemulțumirea noastră sunt prețurile care pleacă de sus, minciuna care suntem mințiți de sus, de la guvernanți. Nu mai avem nimic al nostru, magazinele mari care au venit de afară și ne-au stricat toată treaba noastră. Suntem nemulțumiți cu traiul care îl avem și așa mai departe. Deci nimic nu mai este sigur în România noastră, cu prețurile care sunt plecate de sus și minciuna care este mințiți de sus, de la guvern. Dorim să fie bine pentru țară, pentru noi romii, să fie ceva mai frumos, mai curat, mai bine, dar nu știm, nu avem siguranță, pentru că suntem luați de cei de afară și fac ce vor cu noi. Noi suntem mici pentru ceea ce se întâmplă astăzi în România și în țara noastră și peste tot. Considerați că se poate produce o schimbare dacă romii vor merge la vot? Da, dacă merg toți romii la vot, se poate produce o schimbare, dar trebuie să meargă și românii, toată lumea să meargă la vot, să dea jos tot ce este care nu este bine. Tot rău să-l dea jos. Avem nevoie de o schimbare pentru supraviețuire, pentru supraviețuire a României, a românilor și a romilor. Din România, ca să nu mai plecăm afară. Noi luptăm cei ce suntem, cei ce am rămas în România, luptăm ca să muncim să supraviețuim. E o luptă aici, în România, pentru supraviețuirea a societății, să ne alimentăm copiii, să fie bine, să meargă la școală, să fie civilizați. Luptăm pentru civilizație și pentru bine. Doamnă, o să mergeți la vot? Da. De ce considerați că e important votul dumneavoastră? Pentru schimbarea țării. De ce credeți că ar trebui să meargă romii la vot? Să meargă la vot ca să îndrepte situația din țara asta. Să fim o țară ca afară, să nu mai se facă discriminare, să fim și noi băgați la locuri de muncă, să fim și noi incluși în societate, priviți cu alți ochi. În primul rând, situația țării e foarte dezastroasă. Deci traiul este foarte greu, locuri de muncă nu găsim, se face discriminare, când te vede țigan te dă la o parte, da, zice că nu mai are nevoie de angajare. Așa am pățit eu. M-am dus să mă angajez, avea nevoie și când m-a văzut că sunt de etnie romă, a făcut așa, că nu mai este nevoie. S-a ocupat locul.
Deci trăim de pe azi pe mâine. Trăim la nivel jos de tot. Mama are o pensie mică, tata la fel, deci ne descurcăm foarte greu. Tinerii romi, mă refer și la ei? Da, 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 și fata mea până a găsit de muncă și fratele meu la fel. Am întâmpinat o grămadă de piedici. În mod surprinzător, față de anii trecuți, noile generații încep să-și manifeste implicarea pentru producerea acestor schimbări. Am mai fost și o să merg la vot. Chiar îmi propun asta. De ce consider că e important votul tău? Pentru că suntem o nouă generație, o nouă generație care se deosebește de vechile generații prin faptul că avem o gândire mai liberă, că suntem o țară mult mai liberă și asta contează. Și suntem foarte mulți care avem care vrem să venim cu lucruri noi pentru țara asta și cred că de asta e foarte important. Din perspectiva celor de vârsta ta, spune-mi, care crezi că sunt principalele probleme care ar trebui rezolvate acum? Păi mediul școlar, faptul că nu ar mai trebui să mai fie un mediu care să pună presiune foarte mare pe tine, să se învețe din plăcere și să fie profesorii mult mai înțelegători cu elevii. O să mergi la vot? Da. Vreau să știu de ce consider că e important votul tău, de ce trebuie exprimată opinia tinerilor? Pentru că noi suntem viitorul și noi trebuie să ne facem viitorul. Eu spun că votul meu nu face diferența, așa spune încă 1 milion de oameni și chiar nu o să facă diferența dacă nu votăm 1 milion de oameni. Deci este foarte important, mergeți la vot, trebuie să ne schimbăm viitorul, dacă până acum a fost rău, nu înseamnă că trebuie să continuăm rău, este foarte important să votăm. Și care crezi, din perspectiva celor de vârsta ta, care crezi că sunt principalele probleme care trebuie rezolvate acum? Oamenii care sunt la conducere, unde se duc banii țării și cred că putem să investim puțin în viitor, în infrastructură, în școli, în oamenii cu probleme. Asta cred că e cel mai important. Da, clar, o să merg la vot. Cred că e important să exprim cu cine cred că ar putea face o schimbare și în cele din urmă de a mă învăța să iau responsabilitate pentru alegerile mele și pentru cei din jur. Și poate dacă nu se vede chiar acum sau anul viitor sau poate în 5 ani, dar s-ar putea ca ușor, ușor, în 20 de ani să se schimbe ceva. Asta contează, ușor, ușor. Un real pericol pentru reprezentarea democratică îl constituie rata absenteismului la vot. De altfel, renunțarea la exprimarea votului la nivel național este un motiv de îngrijorare. În ultimii ani, participarea populației la procesul electoral este din ce în ce mai scăzută. La alegerile parlamentare sunt așteptați la urne aproape 19 milioane de români, în cele aproape 19.000 de secții de vot organizate în țară. În străinătate vor fi 950 de secții. Fiecare alegător va putea vota în localitatea de domiciliu ori reședință, iar cei care se află într-un alt județ sau țară își pot exprima votul pe liste suplimentare. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 1 decembrie, în secțiile de votare din țară, iar cetățenii din diaspora vor avea la dispoziție 2 zile pentru a-și exprima votul, 30 noiembrie și 1 decembrie. Conform autorității electorale permanente, cetățenii cu domiciliul sau reședința în România se pot prezenta la secția de votare cu unul dintre următoarele documente valabile: buletinul, cartea de identitate, cartea provizorie de identitate. De asemenea, se poate vota cu pașaportul diplomatic sau de serviciu, ori cu carnetul militar în cazul elevilor din școlile militare. Cetățenii români care au reședința în străinătate pot vota cu unul dintre actele de identitate amintite, dar și cu pașaportul simplu sau pașaportul simplu temporar. Respectând principiile democrației, unul dintre obiectivele importante pe care îl vizează votul romilor este de a crea o formă de intervenție, pornind de la baza comunităților către puterea politică. Mișto Arachneum Tume Romale, bună ziua și bine ați venit la rubrica Romanii Cultura. Astăzi invitata mea este Delia Grigore, lector universitar, doctor la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, coordonatoare a programului de studiu Limba și Literatura Romanii, etnolog, scriitoare și activistă pentru drepturile romilor, președinta organizației Amare Romența. Mișto Avilean Delia, mă bucur că ai venit astăzi la noi. Te trăiește, aveți bahtali, Miripen. Mișto Araclem tu pene, te ați bahtali tu, să te vesti zora li, ai te de la menge odel, so cam as mai but, tai so cam el odel, sartena. Să știți că Vime sem loșali, so avilem tute, sartena.
am făcut niște urări de bine, nu? Ca să și traducem ce am spus. Da. Ne-am urat de bine, de bucurie, de sănătate, de... Bine-ai venit, bine te-am găsit și să fim sănătoși, puternici. Aș vrea să-mi spui cum ai definit tu cultura romă acum, în 2024. Și aș vrea puțin să ne gândim și să amintim celor de acasă cum a fost percepută sau cum ne-am raportat noi la cultura romă acum 10 ani și cum ne raportăm la cultura acum în 2024, la cultura romă contemporană. O nevo romanipen, noul romanipen, întotdeauna o cultură și a noastră a romilor, a marii romanii cultura, a marii cultura ai romenghii, este și ea, ca toate celelalte culturi, cu două laturi, care didactic vorbind apar ca fiind în opoziție tradiție și modernitate, dar doar didactic, pentru că în realitate modernitatea provine din tradiție, dezvoltă, schimbă, îmbunătățește tradiția și tradiția la rândul ei se schimbă, nu este imobilă, este o valoare sau mai degrabă un sistem de valori, de practici, de viziuni, de relații, care în timp, prin experiențe noi, în societatea nouă, prin dorința de a se adapta la standardele noului, cum e și firesc, orice societate este așa, devine ceea ce spunem noi noua cultură romanii, ne pierzând, bineînțeles, fundamentele, esențele, rădăcinile, dar transformându-le pentru a putea fi așa cum astăzi numim cultura romanii de astăzi, care include, bineînțeles, și acele valori. Și sunt foarte mândră că mai sunt încă actuale ideile acelea de acum 10 ani, de acum 20, din cărțile noastre pe care noi, etnologii rom, le-am scris. Hai să le enumerăm. Care ar fi acestea? Adică... aceste valori. Deci sunt mândră că ele încă se regăsesc și se vor regăsi fundamentale. În primul rând, solidaritatea între noi romii, care, chiar dacă uneori pare a mai fi încălcată sau se petrece doar în interiorul unui subgrup sau unui neam de romi, totuși este foarte important. Cu orice rom din lume te vezi, chiar dacă îl cunoști sau nu, după primele câteva vorbe ne adresăm cu prala sau pene, frate sau soră. Deci încă avem această frăție, această suroritate, iată, și cum am spus, și pralipe și penialipe, care ne caracterizează, ne adunăm, ne responsabilizăm reciproc, ne ajutăm reciproc, deci este și un sprijin mutual, dar și un control oarecum mutual, cum te comporți, contează foarte mult, deci această fraternitate conduce automat la ceea ce spunem noi a fi un rom pachivalos sau ecromni pachivali, adică de onoare. Pachiv rămâne o valoare foarte importantă, cinstea, onoarea, credința, încrederea și împăcarea. Iată un cuvânt complex, acest pachiv, pativ, în diferite variante dialectale, pe care noi încă și cred că totdeauna îl vom avea ca principal, ca fundament al culturii noastre, nu tradiționale, ci a culturii noastre în general. Și foarte important acest UJP, pe care puritate, pe care nu o putem circumscrie așa cum era în trecut căsătoriei, că doar dacă în fata este pură cu fata să fie virgină la căsătorie. În multe culturi, în toate aproape, aceasta este o valoare tradițională de data aceasta. Și la noi este o valoare tradițională. În modernitate însă se circumscrie la mai mult decât atât. Este un fel de comportament pe care noi îl avem, o conduită de viață, un cod etic care conduce prin ceea ce înseamnă să avem curățenie, puritate în forma noastră de relaționare între noi, să ne respectăm, să ne ajutăm, iată, toate acestea vin la un loc, acest pachiv pralipe sau penialipe și cu UJP sunt toate un pachet de cod moral rom, în acest romanipen care într-adevăr provine din tradiție, dar are în prezent conotații noi, acesta este fundamental. Alte obiceiuri, romanea ceara, puranea ceara, obiceiuri vechi, la fel sunt câteva obiceiuri, este hârdeleziu foarte interesant, un obicei interesant pe care chiar la un moment dat când eram în Comisia Națională de Salvgardare a Patrimoniului Imaterial, această comisie face două lucruri. Salvgardează, deci salvează și
cercetează elemente fundamentale de cultură tradițională din România, nu numai ale românilor, ci și ale minorităților, cât am fost noi acolo. Uh-huh. Acum nu mai suntem, deci nu se mai face. Am luptat pentru hârdelezii, acest Paște spoitoresc, un obicei foarte interesant, foarte frumos, care combină Paștele ortodox, Paștele creștin, uh-huh, cu gurbanul musulman. Și am luptat acolo ca să fie recunoscut la UNESCO. Pentru că asta face această comisie. Ia elemente, le dezvoltă, le cercetează, le promovează și le face dosar pentru a fi recunoscute la UNESCO, așa cum este Doina, Călușul, și la Căluș am cercetat, sunt foarte mulți călușari romi, de exemplu, care duc un obicei românesc sau balcanic mai departe. Nemai fiind în comisie, n-am reușit să termin, să duc mai departe dosarul, dar ar merita foarte mult câteva obiceiuri rome de genul acesta, hârdelezi, această judecată de pace și altele, să intre în patrimoniul UNESCO al României. Pentru că nu doar obiceiurile și tradițiile românilor, majoritarilor, trebuie să intre. Sigur, și mai ales dacă e Comisia pentru Drepturile și pentru Minoritățile Naționale. Da, sigur, ar trebui să le găsim acolo. Eu chiar vreau să subliniez foarte important tot această Comisie Națională de Salvgardare a Patrimoniului Material de la Ministerul Culturii, unde făceam și muncă voluntară, noi eram plătiți și foarte bine, nicio problemă, mai oferă ceva. Oferă titluri de tezaur uman viu, celebru tezaurul Manviu, acelor oameni care păstrează cultura tradițională, fie obiceiuri, fie tradiții, fie meșteșuguri. Uh-huh. Acum la meșteșuguri, un alt element foarte important de cultură tradițională romanii, prelucrarea metalelor, a metalelor prețioase, argintarile, rupunaria, o rup. Rup e un cuvânt foarte vechi, sanscrit, argint. Rupune? Da, rupune, argint, de argint, care sunt ca argintul. Uh-huh. Sau o sumnacai, aurul. Sau prelucrăm harcum, prelucrăm cuprul, arama. Deci și plus și lemnul, avem rudari care sunt romi și care prelucrează lemnul. Toți acești meșteri excepționali, nu mai avem mulți. Nu mai avem mulți care practic au îmbătrânit, nu mai sunt între noi și copiii n-au preluat și avem câțiva. Și acești câțiva, din păcate, sunt discriminați și subliniez foarte important, chiar recent, doi meșteri romi excepționali. Și subliniez foarte important acest lucru. Un rudar și un argintar au fost, deci pot să spun și cum se numesc, Ion Radu Nevers argintar și Iordan Lepădatu rudar, au depus dosare la această comisie pentru a fi recunoscuți ca tezaure umane vii. Dosarele au fost foarte puternice, au fost făcute și de Centrul Național de Cultură a Romilor și de Muzeul Țăranului Român, deci au fost făcute de instituții, atât de specialitate romă culturală, cât și generală, culturală, dosarele lor au fost respinse. De ce motiv? Pe motiv că au fost prea multe dosare, au fost 43 de dosare, comisia a analizat și a dat titlul de tezaur roman viu, numai 14 dosare au luat, deși era scris că trebuie să ia 15, dar chiar și așa, eu nu înțeleg această comisie și vreau să fac un apel. Această comisie trebuie să-și includă etnologi, muzeografi, oameni de specialitate, că nu e vorba de oameni de pe stradă, din minorități. Sigur că da, dacă nu le include, se ocupă. Dacă nu le include pe cele din minorități, oamenii de acolo nu se pricep, îmi pare rău să o spun, pentru că nu există ca ultimii noștri meșteri care îi mai avem. Sunt oameni de peste 60-70 de ani. Mâine, poi mine, noi avem o speranță de viață mai mică decât a românilor, s-ar putea acești oameni să nu mai fie. Și atunci, noi nu le-am oferit măcar acest simbolic, nu se dă niciun ban, e o diplomă, nu vă supărați, deci nu e nimic. Măcar material. Această diplomă simbolică, ca acești oameni să se simtă și ei respectați în această țară, că sunt niște meșteri care duc mai departe un meșteșug din România, chiar dacă el este rom. Cu atât mai mult că este rom, trebuie să subliniem, niciodată niciun rom n-a luat un tezaur roman viu. Niciodată! Când vorbim de cultura romă, ar trebui să vorbim așa, despre un muzeu al romilor, despre un teatru, exact, al romilor. Este inadmisibil ca în 2024 să nu vorbim de instituții de cultură al romilor. Deci suntem singura minoritate din România care nu avem instituții de cultură. Exact. Este, și atunci, normal că oamenii ăștia nici nu ne recunosc munca, pentru că ei nu sunt în stare să ne creeze și ce al nostru. Adică nu ne creează locul nostru, el ni-l iau. Ne încalcă un drept care este fundamental necesar pentru noi, ca și recunoașterea culturii, a valorii noastre fundamentale, a culturii rome, nu? Și știu că tu ai luptat foarte mult să înființezi un muzeu al romilor, știu că ai avut și un proiect pe tema asta, dar, cum am spus, nu e suficient, trebuie
Trebuie să avem sprijinul autorităților și instituțiilor de cultură. Spune-ne mai mult despre acest proiect. Kai si amare culturalicane romane ceacimata. Că s-am minoriteta prin jardia din România. Te buni minoriteta. Unde sunt drepturile noastre culturale ale romilor? Noi care suntem o minoritate recunoscută în România. Ne bucurăm că suntem recunoscuți, dar de aici până la... E absolut obligatoriu cât de urgent un teatru și un muzeu al romilor, ale romilor, o filarmonică neapărat, deci dacă nici muzica aia stereotipă care zic ei că măcar atât dacă noi știm să cântăm nu ne este recunoscută, despre ce vorbim. Am făcut când am văzut așa, într-un proiect coordonat de Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună, un proiect care a început în 2021 și a ținut până în 2023, un proiect Putem Mai Mult Împreună, finanțat din forduri norvegiene, cum spunem noi în limbajul nostru engistic, EEA Grants, prin FRDS, administrator de fond. Noi, parteneri, Amare Romenți, am fost luați parteneri de colegii de la Agenția Împreună și împreună cu alte organizații de romi din mai multe localități, din Buzău, din Brașov, din Brăila, din Botoșani, ne-am organizat și împreună am făcut treabă. Noi ne-am ocupat de coordonarea muzeului, am realizat un muzeu virtual al culturii romilor, foarte bun, zic eu, și foarte frumos. Am colaborat cu toți colegii din teritoriu, cei din partenerii noștri, cât și cu alții, ne-au ajutat și muzeele românești, vreau să recunosc, cu ce materiale aveau acestea, s-au alăturat și e vorba de Muzeul Țăranului Român, Muzeul Municipiului București, Complexul Astra din Sibiu, Muzeul de Etnografie Golești și Muzeul Național de Istorie. Ne-au pus la dispoziție materialele pe care le aveau, care erau digitalizate, că nouă ne trebuia pentru muzeu virtual. Dar și noi am mai făcut fotografii și am digitalizat documente cât și obiecte. Și am făcut acest muzeu, care e un muzeu care are www.romanomuseum.com, are 8 ore de vizitare, are de la cultura tradițională, începuturile romilor în India până în prezent, la mișcarea romilor actuală și politica actuală a romilor, politica culturală, trecând prin obiceiuri, tradiții, valori, literatură, limba romanii, secția sau programul de studiu de limba romanii pe care am onoarea să-l coordonez, dar e fondat de profesorul Gheorghe Sarău și totdeauna o să îi fim recunoscători, e rom de onoare, chiar dacă nu e rom de origine. Paci valorom. Paci valorom, mașcara mende. Și totodată toate instituțiile care există, am vorbit și de Agenția Națională pentru Rom, de Centrul Național de Cultură a Romilor, că puține există. Am încercat să introducem cât mai mult, în primul rând, realitate virtuală, pentru că am vrut să fie și o experiență imersivă. Se poate viziona și cu ochelari de realitate virtuală, ca să intri în săli, să vezi sălile. Sălile sunt 8 săli. Avem toată istoria romilor și cultura romilor din România introdusă acolo. Din fericire, există un început. Există o lege, încă de anul trecut, din 2023, de înființare a Muzeului Culturii și Istoriei Romilor, muzeu fizic, nu acesta al nostru virtual, și un muzeu public, un muzeu cu banii de la stat. Uh-huh. Avem un concept de câteva sute de pagini, foarte detaliat, cum să arate, ce să muzeul cuprindă romilor. Muzeul romilor acesta fizic. Și avem și lege. De acum înainte trebuie să din se facă. Din ce an? Din 2022? Din 2022 e conceptul în 2024, și din 2023 e legea. Deci nu e prea atât. Încă avem o speranță. Trebuie să luptăm cu legea în față și cu conceptul făcut. Trebuie să luptăm și, din păcate, trebuie să luptăm, că ar trebui să facă în mod natural. Și mișcarea romilor mai are una, o lacună foarte mare când vine vorba de reprezentarea femeii rome. Deci există femei rome puternice în mișcarea romilor, dar sunt puțin mai... nu sunt chiar vizibile. Păi aici e problema. Și asta e problema. Noi ne dorim să fim. Păi da, să fim, și să fim lăsate, că știi și despre asta e vorba. Să fim alături de romi, de bărbații romi, nu e nicio problemă, nu se luptă nimeni cu nimeni, ci doar vrem să fim lăsate să ajutăm cât mai mult și din față, nu numai din umbră, adică să fim prezente acolo cu o voce care să susțină într-un anume fel lucrurile. Nici la români nu se stă prea bine. Nu se stă. În general, parlamentele țărilor europene, cât și Parlamentul European și așa, vocea feminină încă este minoritară, deși femeia este majoritară numeric, inclusiv în România, procentual. Deci ar fi nevoie să tot mai mult vocea femeii. Au început să apară și la noi, iată, ministra educației, ministra culturii, câte una pe aici, pe acolo, câte o femeie. Noi ne dorim și noi la fel.
mișcarea noastră, să fim încurajate. Ne dorim un echilibru, știi? Adică un echilibru, o complementaritate. Da, bineînțeles. Noi avem felul nostru, poate, de a lupta, care e diferit de cel al bărbaților și poate ajută altfel. Poate ei sunt mai tehnici și asta e foarte bine. Poate că sunt, au o formă de negociere politică mai bună. Dar noi avem, poate, și partea noastră de negociere politică, cu mai multă emoție, cu mai multă implicare sufletească. Poate știm altfel să punem problema, că e vorba de copiii noștri până la urmă. Și eu cred că avem felul nostru de a lupta, diferit și complementar cu al bărbaților, și atunci trebuie să luptăm împreună. Deci chiar cred chestia asta, cu absolut cu putere. Și noi avem foarte multă parte și de literatură, avem și scriitoare, avem și femei de teatru, foarte importante. Tu, Zita, ești actriță, ești om de teatru, la fel Alina Șerban, la fel Mihaela Drăgan, oameni foarte importanți în literatură. Luminița Cioabă, cea mai mare scriitoare romă din România și cea mai veche, este femeie, membra a Uniunii Scriitorilor, de altfel singura persoană romă membra a Uniunii Scriitorilor, oficialții, dar nu spun, dar ea este absolut oficial. Deci iată că începem să fim și în teatru, și în literatură, și în muzică, nu mai zic. E un adevărat, e o adevărată formă, un curent cultural rom, să cânte femeia, să compună femeia romă și muzică tradițional, în dar politică și stăm mai acolo, prost, știi? Acolo, trebuie și acolo să fim foarte bine, da, reprezentate. Trebuie, da. Te-a vas dicle, să fim văzute, și te-a vas înțelese, și zori arde, împuternicite să facem lucruri bune. Delia vorbește foarte frumos despre să ne asumăm identitatea romă, să nu ne fie frică, să luptăm. Știe că există rasism, că există discriminare, dar asta să nu ne împiedice să ne recunoaștem etnia și să fim mândri de ea și să facem în continuare lucruri bune și să mergem înainte și să ne valorificăm cultura și tradiția romă. Zore romenghe, putere zore romilor! Zore romenghe, te trăiesc, aveți bahtali, Delia! Vii tu, te aveți bahtali, să te vesti! Abia sarau tu, n-ai sarau tu, che but, soaca, diama, cace! Îți mulțumesc și eu că ai venit. Dragi prieteni, ne vedem în curând la o nouă rubrică Romanii Cultura. Până atunci, susțineți cultura romă. Te avem bahtale romale! Weekendul trecut a avut loc în Parcul Izvor din Capitală, prima ediție a Festivalului de Toamnă al Romilor. Evenimentul a fost organizat de Centrul Național de Cultură a Romilor, RomanoCare, cu sprijinul Guvernului României și al celor mai importante organizații ale romilor. Ideea este că meșteșugarii au nevoie de a se exprima prin modul de a-și arăta produsele tradiționale, și cu ocazia asta și gastronomie romă și mai multe le-am îmbinat, muzică tradițională. Spuneți-mi, vă rog, după primele ore așa, care e atmosfera? Cum vi se pare că primește publicul acest târg deosebit din punctul meu de vedere? Oamenii sunt mirați pentru că n-am mai văzut așa ceva și ușor, ușor cred că o să intrăm în normalitate. Față de alte evenimente la care ați participat, unde, să zicem, la Muzeul Satului sunt târguri dedicate, aici ați încercat cumva altceva, nu? Da, acesta este un festival al meșteșugurilor rome, al tradițiilor rome. Avem și invitați meșteșugari, meșteri populari din România și încercăm să vedem care este impactul. Dacă va ieși bine, vom mai organiza. Dacă nu, ne oprim aici. În prim planul festivalului au fost demonstrațiile meșteșugărești, bijuteriile și obiectele de artizanat, precum și expoziția Romi pentru România, unde au fost prezentate personalități marcante ale culturii romilor. Pe placul publicului au fost și recitalurile celor mai importante nume din muzica lăutărească. Am venit la Parcul Izvor, la târgul de toamnă al meșterilor romi tradiționali, și prezentăm ibrice pentru cafea, tigăi, vase, cupru, alamă și argint. Totul este lucrat manual. Vă deosebiți foarte tare, din punctul meu de vedere, de alți meșteri. Le personalizați și le duceți de la nivelul de meșteșug către zona de artă. Da, bineînțeles, le personalizez cu brandul meu VR, Victor Rom, Victor România. Lucrez din 2013 cu doi designeri. A fost bună colaborarea cu ei pentru că
ne-a deschis un pic mentalitatea de a crea lucruri moderne între modern, artă contemporană și tradițională. Aș vrea să vorbim puțin și despre breazla pe care o reprezentați. Practic e un meșteșug învățat din tată în fiu, da? Da, este o meserie, meseria de bază este căldărăritul, cazane pentru țuică și așa mai departe, dar am păstrat-o din generație în generație, din tată în fiu. Eu de la bunicul meu, de la tatăl meu, eu o predau fiului meu și așa mai merge mai departe. Deci nu se pierde nimic, totul continuă, da? Până în prezent nu se pierde, mă bazez pe fiul meu, dar pe nepot sperăm. Nu băgăm mâna în foc, ne putem... Și băiatul este, băiatul e deja meșter și el. Are 20 de ani fiul meu, lucrează cu mine, deja a preluat să ia meșteșugul spre bine. Trebuie să fac o mărturisire înainte de a mă uita la ceea ce lucrezi. Am fost atras de albumul tău foto. Salut, Manole! Salut, îți tare mulțumesc! Da, la bază, într-adevăr, sunt primul din neamul meu care a reușit să devin artist, fotograf și graphic designer. Dar anul trecut am avut o expoziție de foto și expoziție florală alături de Marilena David. Împreună am deschis și o mică florărie. Și între timp, cât timp s-a ținut Romanorul, era un eveniment dedicat etniilor și minorităților rome, am zis să-l sun și pe Nea Victor. Și toată vara am stat pe la Muzeul Satului, alături de dumnealui și lucrând la acel album, tot stăteam pe acolo, vedeam cum ciocănea Nea Victor și am zis la un moment dat, l-am întrebat, Nea Victor, pot să iau și eu ciocanul de la dumneavoastră? Și bă, se mai țineau și niște cursuri de artă florală și căldărit. Și la un moment dat, Nea Victor, când m-a văzut cu ciocanul în mână și că mă pricep, a zis, bă, treci la treabă. Așadar, pe lângă pasiunile vechi, s-a adăugat una nouă. Despre ce vorbim în momentul de față? Bijuterii din cupru, alamă și argint. Cam reușit oarecum să mă împart în toate lucrurile astea. Fotografia se pupă foarte mult cu partea de produs. După ce îmi termin bijuteriile și fotografiez. Și grafica mă ajută foarte mult pe partea de marketing, adică nu mai am nevoie de cineva care să mă ajute la aceste lucruri. Key visual-urile, catalogele, eu mi le fac. Uite, ne-a ajutat și Dumnezeu să fie o zi așa frumoasă, cu soare și cu bunăvoința noastră care ne rugăm la Dumnezeu să ne apere de tot ce e mai rău. Spuneți-mi, vă rog, noastră, sunteți în calitate de participant, da? De instrumentist participant, da, sigur că da, și onoare pentru mine să pot să mă expun în pe scena asta astăzi, o scenă deosebită și un sunet mie chiar că mi-a ajuns la suflet. Cine mai cântă alături de dumneavoastră? George Miu, Daniel Costache, subsemnatul și Ștefi Miu cu clarinet. Un mare clarinetist în devenire. Astăzi la târgul de toamnă al romilor, am venit împreună cu bunicul meu, cu Miele Bibescu, cu tatăl meu, George Miu. Este o onoare pentru mine să fiu pe aceeași scenă cu ei și suntem foarte mândri că am fost invitați să cântăm. Prima ediție a Festivalului de Toamnă al Romilor a fost un eveniment cultural care a îmbinat armonios meșteșugurile tradiționale și arta. Din Parcul Izvor nu au lipsit nici standurile de carte sau evenimentele dedicate celor mici, precum atelierele sau piesele de teatru pentru copii. Thank you.
da 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 da